ați câștigat destul de detașat, dar ați început mai greu. Într-adevăr, încă ziua a fost un pic mai grea pentru noi. Este și oboseala, venim și de la națională, dar sunt mândră de echipă că am reușit să ne detașăm și să ne facem jocul ușor. A pus Dacia Mioveni probleme? Da, la început pot să spun că ne-au pus probleme și ne așteptam la lucrul acesta. Urmează să jucați cu CSM București în următoarea etapă. Într-adevăr, cum abordați întâlnirea? Ne așteptăm un meci foarte greu și o lună foarte grea pe noi, în primul rând, pentru că după aceea avem meciul cu Buzău și cu Rapid, dar trebuie să luăm fiecare meci parte în parte și să ne pregătim.